O serie de întâlniri pe care liderul PNL, Virgil Popescu, le-a făcut în acest sfârșit de săptămână cu mai mulți primari PSD, a pus pe jar lumea politică. Este vorba despre discuții purtate la sediul Partidului Național Liberal cu primarul Comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, dar și cu edilul din Hinova, Ionică Moți. Agitație mare în cadrul Partidului Social-Democrat, filiala Mehedinți, după ce mai mulți primari ai formațiunii politice s-au întâlnit în acest sfârșit de săptămână cu liderul PNL, Virgil Popescu. Doi dintre greii PSD-ului, Jean Rogoveanu, edilul Comunei Gogoșu, dar și Ionică Moți din Comuna Hinova, au participat la discuții cu privire la proiectele de investiții necesare pentru comunitate. Eu, în calitate de ministru al economiei și fiind și severinean mehedințean, vreau cu adevărat să dezvolt județul Mehedinți și nu vreau să dezvolt primăriile PNL sau primăriile care sunt apropiate Partidului Național Liberal. Vreau să dezvolt întregul județ Mehedinți și atunci pentru asta trebuie să iau legătura cu absolut toți primarii de la toate partidele politice, să discut și să vedem ce probleme sunt și cum le putem rezolva pentru comunitate. Am spus și o să spun întotdeauna, este mai presus decât lupta politică, este dezvoltarea județului. Prea mult am stat 30 de ani în care nu s-a făcut mare lucru, prea mult ne lăudăm cu niște asfaltări care au fost începute de pe vremea vechiului guvern și acum guvernul PNL le plătește și trebuie să spunem acest lucru, că într-un an de zile de guvernare PNL, așa lăudatul proiect PNDL este susținut în continuare și pompați mai mulți bani într-un an decât s-au pompat în alți 3 ani de guvernare PSD din urmă. Cei doi primari care și-au câștigat mandatele pe listele Partidului Social Democrat au purtat la această întâlnire geaca galbenă cu semnele Partidului Național Liberal și au precizat că interesele de dezvoltare ale comunelor pe care le conduc nu au culoare politică. Mai mult decât atât, ei au spus că au găsit în Virgil Popescu un partener corect și echilibrat. Eu nu am condiționat niciodată ajutorarea unei comunități de sprijin electoral, de aceea dacă ați fost atentă și rog pe severindeni, pe mehedințeni să fie atenți, am spus că aceste consultări vor continua și după data de 6 decembrie, adică data alegerilor. Îmi este foarte greu să ajung la toată lumea, eu vin doar la sfârșit de săptămână, în timpul săptămânii sunt la București și nu am timp efectiv să ajung la toți, dar vreau să iau pulsul tuturor. Faptul că doi colegi primari de la alt partid au vrut să țină o geacă galbenă pe dânsi și pe mine m-a bucurat, dar asta nu înseamnă automat că vom avea în 6 decembrie voturi pentru Partidul Național Liberal. A fost un gest al dânșilor pe care l-au dorit, să știți că au cerut dânsi această geacă și mă bucur că au cerut-o. Asta nu înseamnă decât că au vrut să-și arate o solidaritate probabil vis-a-vis de mine. Liderul PNL Mehedinți Virgil Popescu a mai spus că astfel de întâlniri vor continua în contextul în care, a spus acesta, administrația nu are culoare politică.